Câteva minute vă propunem o ieșire la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian. Astăzi avem o premieră acolo, un musical original, surprinzător și emoționant. Biletele s-au pus deja în vânzare, iar după ce o să vedeți materialul nostru, cu siguranță veți dori un loc. Imediat, detalii. O inspirație bună pentru o ieșire, de ce nu, mai ales că avem premieră în această seară la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian. Astăzi și mâine, mai exact, este un musical cu o distribuție de excepție, printre actori Adrian Nour și Anca Florescu. Next to Normal spune povestea unei femei obișnuite, soție și mamă, care luptă cu o tulburare bipolară. Colega noastră, Raluca Bădică, ne aduce acum în exclusivitate imagini de la repetiții. Haideți să urmărim! Se repetă intens aici, la teatru, Next to Normal. Next to Normal, premieră națională, musical de pe Broadway, anormal în traducere. Suntem la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Este un musical care vorbește despre un subiect foarte sensibil, și anume depresia bipolară de care suferă personajul principal. Am eu emoții, apoi voi. Am repetat mult? E greu? Am repetat foarte mult, mai ales că am început, cred că din luna august anul trecut, am fost opris de foarte multe ori cu pandemia, am reușit să dăm o reprezentație cu public, oamenii au fost foarte încântați, deja avem un feedback. De ce ești în pijamale? Așa sunt eu, dar uite, pot să arăt o chestie? De fapt, pe sub pijamale mai am o pereche de pantaloni, că trebuie să mă schimb foarte repede, știi? Așa încep eu spectacolul, dorm și mă trezește soția. N-arăs prea bine dacă în pijamale, adică... Da, răspund eu, n-arătă prea bine pentru că e soțul unei femei care este un pic într-o stare de manie în secunda în care începe spectacolul și îl cam face cu nervii. E un psihiatru. Ah, okay. Da, așa face el când se încălzește. Ce rol ai de... De arhitect. Ah, de arhitect și tată și soț iubitor. Cu mințile la el. Cu mințile la el până la un moment dat. Este bună. Soțul tău? Da? În pijamale. Ciao. Anca, îmi pare bine. Cum te cheamă? Dan. Ah, Dan. Adri Dan. Ah, îmi pare tu bine. Tu ai ales pijamalele? Mai, da, nu... Păi n-ați avut bani de... Nu mai știu exact dacă am ales eu pijamalele. Stai puțin, eu am ales pijamalele. Da, eu am ales pijamalele astea de Crăciun acum 4 ani. Iubire? Foarte frumoase sunt. Nu? E vorba aceea ce am în dulap am și pe mine, nu? Exact. Da. Că mai ai o pereche peste o pereche peste o pereche. Da. Da? Și am și papuci. Aleși tot de ea. Da. Uitați. Tu ai un cuvânt de spus în căsnicia asta? Nu, eu spun da. Anca, ce facem? Cum ești? Sunt foarte bine. Sunt, de fapt, și într-o pauză vocală. Dar ți o să-ți spun niște chestii. Ești emoționată? Mai da, sunt emoțiile. Da, aștept premiera, sigur că da. Sunt emoțiile acelea pe care le avem cu toții înainte este de... Este primul musical? Premiera, nu. No. Deci cred că este al cincelea. Ce fel de cuplu sunteți voi în acest musical? Noi aparent un cuplu normal... doi oameni care se iubesc, da. Care vin cu câțiva ani de căsnicie în spate. Nu vreau să spun mai multe. Baftă, stăm și noi la repetiție, este o atmosferă foarte frumoasă, deci venim la... Next to Normal! Este momentul pentru o scurtă pauză.